Centrul de Presă a Guvernului Republicii Moldova. Continuăm în spirit de transparență să vorbim despre cele mai importante decizii adoptate în ședința de guvern. Astăzi, în debutul acestei conferințe de presă, vom avea declarațiile vicepremierului Nicu Popescu, care va vorbi despre Planul Național de Acțiuni privind aderarea la UE, după care vom avea declarațiile ministrului Educației și Cercetării, Dan Pirciun, care va vorbi despre Institutul Național pentru Educație și Leadership, după care continuăm cu cele mai importante anunțuri și decizii adoptate în ședința de guvern din data de 27 octombrie. Stimate domnule vicepremier Popescu, vă invităm și rugăm să ne comunicați detalii despre plan. Da. Bună ziua, vă mulțumesc. Deci, în această săptămână am avut o săptămână foarte importantă pentru parcursul nostru european. Domnul prim-ministru Dorin Recean cu mai mulți colegi din guvern au fost la Bruxelles, au avut o serie de întâlniri cu președinta Ursula von der Leyen, cu foarte mulți comisari europeni pentru a găsi modalități de accelerare a integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Tot astăzi, la ședința de guvern, am adoptat Planul Național de Acțiuni pentru aderarea la Uniunea Europeană. Este un plan care presupune aproximativ 1200 de acțiuni concrete, acțiuni sau legi pe care trebuie să le adoptăm în procesul de aderare al țării noastre la Uniunea Europeană. În acele 33 de capitole de politici prin care structurăm procesul de ajustare a legislației noastre la rigorile și necesitățile statutului de membru al Uniunii Europene. Acest plan îl puteți consulta cu toții, el este prezent pe site-urile instituțiilor noastre, conține 242 de pagini de liste de acțiuni concrete, legi, regulamente, directive cu termeni exacti de implementare și efectuare acestor măsuri. Evident, adoptarea acestui plan vine și se face pe ultima sută de metri, în pregătirea raportului privind extinderea Uniunii Europene. Acest raport urmează să fie prezentat de Comisia Europeană pe 8 noiembrie și iată, în perioada imediat următoare, astăzi, săptămâna viitoare, vom continua să informăm Comisia Europeană privind acele măsuri care apropie Republica Moldova de statutul de membru al Uniunii Europene și, după cum știți foarte bine, obiectivul nostru este ca în acest raport al Comisiei Europene să obținem o invitație de a demara negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Ulterior, în decembrie, statele membre ai Uniunii Europene urmează să se expună pe marginea acestei invitații și, în orice caz, noi în Republica Moldova ne pregătim pentru lansarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Mulțumim foarte mult, colegi din media, TV8, vă rog. Da, domnule Popescu, dacă puteți să ne spuneți, nu este la niciun subiect, dacă puteți să ne spuneți care este situația acum cu moldovenii care se află în fâșia Gaza, în fiecare zi toți anunță că așteptăm, care este situația? Sunteți în dialog cu ei? Au resurse, mâncare, apă, loc sigur unde se stă? Sigur, într-adevăr, monitorizăm constant situația din Orientul Mijlociu. Ea este ceva mai largă decât doar situația din fâșia Gaza. Situația rămâne tensionată, riscul unor escaladări în această regiune rămâne destul de înalt. Situația și în fâșia Gaza este foarte complicată. Totodată vedem că deja de o anumită perioadă de timp s-a reușit menținerea situației la nivelul de tensionări care este actualmente. Pe cazul cetățenilor noștri care se află în Israel, pot să vă comunic câteva cifre. De la începutul tensiunilor și din momentul în care Hamasul, organizația teroristă Hamas, a atacat Israelul, în Republica Moldova au revenit 1855 de cetățeni ai țării noastre. Din Moldova spre Israel au mers 591 de cetățeni ai țării noastre. Tot zilele acestea am făcut și un anunț că două companii din Israel vor lansa curse noi spre Chișinău. Astfel, noi monitorizăm, evident, și această situație legată de capacitatea
de a călători, de a reveni în Republica Moldova în condițiile în care există curse regulate, directe sau indirecte. Deci, în acest sens, avem o situație și un context care permite cetățenilor noștri din Israel să revină în Republica Moldova pe cale aeriană, dacă își doresc acest lucru. În fâșia Gaza, situația rămâne foarte complicată, menținem legătura cu cetățenii noștri, am mai comunicat această cifră, avem o listă de aproximativ 50 de cetățeni ai noștri care și-au exprimat dorința de a fi în contact permanent cu ambasada, am discutat și cu autoritățile din Egipt, Israel, pentru a facilita retragerea cetățenilor noștri din fâșia Gaza atunci când acest lucru va fi posibil. La acest moment nicio țară din lume nu are un coridor asigurat pentru retragerea lor din cetățenilor acestor țări din Gaza. Deci discutăm și cu alte țări și sperăm că alte state partenere ne vor ajuta să mediem în cazul în care acest lucru va fi necesar. Deci continuăm să monitorizăm. Am văzut și faptul că au fost livrate în fâșia Gaza anumite ajutoare umanitare care, evident, sperăm noi, vor menține la un nivel minim acceptabil cetățenii și oamenii civili care se află în fâșia Gaza. Da, dar putea, văzusem că o rachetă a nimerit, nu știu proveniența de unde vine, a nimerit într-un spital din Egipt, la 200 de kilometri de fâșia Gaza. Putea acest lucru să facă un pic mai complicat procesul ăsta de a permite Egiptul deschiderea punctului? Deci, după cum spuneam, situația este foarte dificilă. În ultimele câteva săptămâni au fost lansate mii de rachete care au ucis mii de cetățeni din regiune. Situația rămâne tensionată. Acestea fiind spuse, discutăm atât cu Israelul, cât și cu Egiptul, cât și cu alți parteneri, pentru că a ne asigura că în momentul în care acest lucru este posibil, cetățenii țării noastre să se poată retrage din fâșia Gaza în maximă securitate, ținând cont de condițiile dificile de pe teren. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc. Domnul Popescu, care este poziția Ministerului Afacerilor Externe în conformitate cu faptul că în regiunea transnistreană au fost aduse 2500 de manuale din Federația Rusă despre istoria contemporană a Federației Rusie, în care războiul din Ucraina se numește operațiune de salvare a fașiștilor, iar anexarea Crimeei se numește reintegrare teritorială. Deci, evident, regiunea transnistreană face parte integrantă din Republica Moldova. Activitățile Federației Rusia în această regiune a Republicii Moldova sunt neprietenoase față de Republica Moldova. O bună parte din ele sunt ilegale, inclusiv prezența militară rusă ilegală, contrară Constituției, normelor de drept internațional, și inclusiv astfel de situații denotă din nou o sfidare și un gest neprietenesc inițiat de către Federația Rusă față de cetățenii acestei țări. Ulterior, noi vom preciza și, evident, pe subiectele ce țin de reglementarea transnistreană, coordonăm pozițiile și avem un schimb de informații constant cu domnul viceprim-ministru pentru reintegrare, Oleg Serebrean. Vom elucida în continuare circumstanțele în care acest lucru a avut loc și vom reveni, evident, cu modalități de a nu permite astfel de gesturi absolut inacceptabile, care nu contribuie deloc la menținerea calmului și stabilității pe teritoriul întregii țări, inclusiv a regiunii transnistrene a Republicii Moldova. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnul ministru. Bună ziua tuturor! Astăzi, într-adevăr, Guvernul a adoptat o decizie importantă privind crearea Institutului Național pentru Educație și Leadership. Este unul dintre cele 20 de obiective strategice anunțate de către Guvern. Institutul vine să contribuie la creșterea calității predării în Republica Moldova, inclusiv prin crearea unei rețele de 1000 de mentori la nivel național, din rândul celor mai buni cadre didactice. Rolul acestor mentori va fi
de a ajuta tinerii specialiști să se încadreze în procesul educațional. În același timp, ei ne vor ajuta să diseminăm bune practici la nivelul întregului sistem. Institutul este o instituție publică cu 17 persoane la această etapă, care pe parcursul anului 2024 urmează să recruteze acești 1000 de mentori, să-i salarizeze și să-i instruiască în așa fel încât să-și îndeplinească rolul lor în școală. De principiu, ei vor fi selectați din rândul cadrelor didactice, cei cu grade didactice înalte, cei cu performanțe deosebite, și vor fi susținuți material în așa fel încât să aibă motivația necesară pentru ca să ne ajute să creștem calitatea educației în Republica Moldova. Mulțumim frumos, colegi de la Nismica. Domnul Bercius, cunoașteți că în regiunea transnistreană au fost aduse 2500 manuale din Federația Rusă în care se învață istoria contemporană a Rusiei, în care războiul din Ucraina este numit operațiunea de salvare, iar anexarea Crimeei este numită reîntregire teritorială. Și care este poziția Ministerului în acest sens? Urmează să faceți careva acțiuni? Ce se întâmplă? Ministerul este la curent? Voi reitera mesajul vicepremierului responsabil de integrare europeană. Este un gest neprietenos din partea Federației Rusă, unul dintre multiplele gesturi neprietenoase întreprinse în raport cu Republica Moldova în ultima perioadă. Și cred că aici va exista o reacție din partea Ministerului de Externe. Evident că condamnăm acest efort adițional de a promova niște narrative false în Republica Moldova, contrarii intereselor noastre naționale și contrarii adevărului. Dar cum duce cont Ministerul Educației? Din ce manuale învață elevii din regiunea transnistreană? În condițiile actuale, capacitatea Ministerului de a reglementa și de a ne asigura că aceleași manuale care sunt utilizate pe celălalt mal al Republicii Moldova sunt utilizate și în regiunea transnistreană este minimă și presupun că aceste manuale au fost inclusiv transmise prin poștă diplomatică. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnilor, mulțumim ministrilor. Vicepremierul Nicu Popescu a vorbit despre Planul Național de Acțiuni pe aderare la Uniunea Europeană, un plan comprehensiv care poate fi găsit ulterior și pe pagina web a Ministerului de Externe, unde fiecare cetățean poate să facă cunoștință cu acest plan, dar și instituțiile responsabile de fiecare activitate. Totodată, Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a vorbit despre crearea Institutului Național pentru Educație și Leadership, iar noi aici, la Guvernul Republicii Moldova, continuăm briefingul săptămânal după ședința Guvernului, unde au fost discutate în această săptămână 23 de proiecte pe ordine de zi, dintre care 5 au fost proiecte de legi, 17 proiecte de hotărâri de guvern, 2 avize la inițiative legislative și un punct privind resursele umane, cu precădere numirea doamnei Cristina Jandic în funcția de secretară generală adjunctă a Ministerului Muncii și Protecției Sociale, începând cu data de 30 octombrie, după promovarea concursului public anunțat de Cancelarea de Stat. Continuăm briefingul de astăzi cu anunțuri de interes public, sinteza celor mai importante hotărâri ale Guvernului, dar și agenda Cabinetului de Ministri în spirit de transparență. Voi începe în primul rând cu activitățile sau, de fapt, un mini-raport a celor acțiuni care le-a întreprins Dorin Recean în cadrul vizitei sale la Bruxelles. Premierul și-a încheiat ieri vizita în capitala Belgiei și, de fapt, capitala Uniunii Europene, unde a participat la Global Gateway Forum, găzduit de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, cu genericul Împreună mai puternici, privind investițiile durabile. Pe agenda de lucru pe care a avut-o prim-ministrul Dorin Recean au fost 10 întrevederi cu comisari. Premierul s-a văzut cu vicepreședintele Comisiei Europene Josep Borrell, care este și înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, totodată cu vicepreședintele Maros Šefčovič, care este responsabil de Pactul Verde European, de relații interinstituționale și prospectivă, cu vicepreședinta Vera Jourova, responsabilă de valori și transparență, cu comisarul european pentru economie, Paolo Gentiloni, cu comisara europeană pentru energie, Kadri Simpson, comisarul european pentru justiție, Didier Reynders, comisarul european pentru transport, Adina Vălean, comisarul european pentru vecinătate și extindere, Oliver Varhei, comisarul european pentru mediu, oceane și pescuit, Virginiu Sinkevicius și comisarul european pentru politici climatice, Wopke Hoekstra, cu
care s-a văzut premierul și a discutat agenda și problematica nemijlocită a relațiilor moldo-comunitare. Întrebarea centrală este care sunt rezultatele acestei vizite, ce acțiuni concrete s-au întreprins și care sunt beneficiile pentru cetățeni. Permiteți-mi să enumăr mai multe aspecte. În primul rând este recunoașterea faptului că viitorul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană, iar solidaritatea pe care a demonstrat-o Uniunea Europeană în această perioadă, încă o dată este o dovadă incontestabilă că țara noastră se va regăsi în familia europeană. A fost un mesaj politic care s-a regăsit în toate întrevederile, la toate întrevederile pe care le-a avut premierul Recean la Bruxelles. Deschiderea negocierilor de aderare la sfârșitul acestui an este o prioritate strategică a guvernului. Asta a fost mesajul pe care l-a transmis șeful executivului Dorin Recean la toate întrevederile pe care le-a purtat, inclusiv cu un grup de deputați europarlamentari cu care la fel s-a văzut în marja programului din capitala UE. Premierul de asemenea a mulțumit șefii Comisiei Europene pentru suportul constant pe care îl oferă Uniunea Europeană Republicii Moldova, cu precădere asistența macrofinanciară în valoare de 72,5 milioane de euro, care a fost anunțată de Comisia Europeană în timpul vizitei premierului la Bruxelles, care reprezintă un sprijin suplimentar pentru autoritățile de la Chișinău în realizarea reformelor. Și vreau să explic aici această sumă. Din aceste 72,5 milioane de euro, 50 de milioane de euro reprezintă un împrumut în condiții preferențiale pentru țara noastră și 22,5 milioane de euro sunt un grant nerambursabil. Asistența financiară va fi transferată țării noastre în scurt timp și va fi direcționată pentru asigurarea stabilității macrofinanciare la noi în Republică și planificarea noi reforme care vor dinamiza procesul de integrare europeană al Republicii Moldova. Tot printre rezultatele concrete a vizitei, în cadrul forumului Global Gateway, Comisarul European pentru Extindere și Vecinătate, în prezența premierului Recean și împreună cu președintele Băncii Europene de Investiții, Werner Hoyer, au semnat un acord de contribuție care vine cu un pachet financiar suplimentar nerambursabil de 12 milioane de euro pentru Republica Moldova. Banii vor fi investiți în reabilitarea și modernizarea a două tronsoane de căi de linie ferată și, de fapt, modernizarea căilor ferate sau infrastructurii feroviare este o prioritate anunțată anterior și de către ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale și asta va permite o conectivitate mai bună cu spațiul european prin România, favorizând stabilitatea regională, dar și reziliența economică a țării noastre, de care vor beneficia inclusiv oamenii de afaceri. Tot în cadrul vizitei, printre rezultatele concrete, prim-ministrul Dorin Recean s-a întâlnit ieri cu secretarul general al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, Jens Stoltenberg. Șeful guvernului a reiterat faptul că țara noastră va contribui în continuare la consolidarea securității și stabilității europene și internaționale prin participarea la exerciții care vor consolida capacitățile armatei noastre, dar și la operațiunile de menținere a păcii, unde contribuția a ofițerilor noștri este cu valoare adăugată, fiind exemplul misiunii KFOR, unde participă Republica Moldova. Totodată, premierul a menționat că războiul brutal al Rusiei împotriva Ucrainei ne-a arătat că trebuie să modernizăm forțele armate și să creștem reziliența națională și a participat în cadrul Consiliului NATO la o sesiune care a fost dedicată în exclusivitate țării noastre, unde s-a vorbit despre modul în care statele membre pot acorda țării noastre suport în menținerea păcii, stabilității și întăririi capacităților de apărare și ordine publică. De ce acest lucru este important? Pentru că la tribuna și în cadrul discuțiilor de la Consiliu au fost posibile enunțarea la acele activități și acțiuni care vin să întărească reziliența societală la noi în Republica Moldova, dar și să se discute despre oportunități noi de cooperare. Reamintesc că este o premieră când un prim-ministru al țării noastre participă la acest Consiliu unde sau la care participă și statele membre ale organizației. Din delegația țării noastre la Bruxelles au făcut parte și vicepremierul, ministrul dezvoltării economice și digitalizării Dumitru Alaiba, vicepremierul și ministrul al agriculturii și industriei alimentare Vladimir Bolea, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale Andrei Spânu, ministra mediului Iordan Carodica Iordanov și secretara de stat a Ministerului Energiei Carolina Novac. Reamintesc
tuturor celor care ne urmăresc că aceasta a fost cea de-a patra vizită într-o capitală europeană pe agenda de politică externă a premierului, după vizitele anterioare desfășurate la București, Kiev și Berlin. Colegii din presă m-au întrebat pe parcurs despre subiectul denunțărilor acordurilor cu CSI, cu rugămintea de a explica mai amănunțit și încă o dată sinteza acțiunilor desfășurate de autorități. Ultima solicitare a fost de la colegii de la Stop Fals și vreau acum să vorbesc în sinteză despre acest lucru. De altfel, denunțarea acordurilor cu CSI, împreună să demontăm falsurile care sunt vehiculate de unele persoane, dar și să combatem dezinformarea. Reamintesc că de la începutul anului 23, autoritățile au demarat un proces de inventariere. Asta înseamnă că fiecare minister, fiecare instituție publică care avea încheiat anumite acorduri cu această structură, revizuiesc și la această etapă oportunitatea sau inoportunitatea ca țara noastră să fie parte la astfel de acorduri și care sunt beneficiile concrete pentru cetățean și pentru instituție, pentru stat în esență. Reamintesc că este un proces complex și minuțios pe care îl fac autoritățile în funcție de relevanța documentelor și pentru a vedea impactul concret pentru oamenii țării noastre. Și repet, cu pauzele de rigoare, ca să înțeleagă și cei care dezinformează pe acest subiect, toate acordurile denunțate până la această etapă nu produc beneficii pentru cetățeni și pentru aceste instituții. Repet, toate acordurile denunțate nu produc beneficii pentru cetățeni și pentru instituțiile implicate. Sunt inutile, de altfel, pentru birocrația națională. La momentul actual, autoritățile au identificat un număr de peste 100 de tratate încheiate în cadrul CSI, care nu produc valoare adăugată pentru cetățeni, însă acest număr ar putea să fie fluctuant, dat fiind faptul că instituțiile examinează tot cadrul juridic și toate deciziile de denunțare sunt anunțate după această expertizare. Reamintesc, până la această etapă au fost inițiate proceduri legale de denunțare pentru un număr total de 70 de tratate încheiate în cadrul Comunității Statelor Independente, iar deja la această etapă au fost denunțate 29. Deci procedurile au fost inițiate pentru denunțarea la 70 de tratate, dar încheiate deja încheiate procedurile de denunțare pentru 29 de tratate semnate în cadrul CSI. Reamintesc încă o dată, acordurile respective sunt învechite, nu corespund realităților actuale și politicile acestor acorduri nu mai corespund cu prioritățile Republicii Moldova și nu rezonează cu obiectivele pe care și le-a stabilit guvernul, dar și instituțiile menționate. Reamintesc că la această etapă, conform Registrului de Stat al Tratatelor, care este găzduit de către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, țara noastră era parte la peste 282 de documente cu statut de tratat internațional în cadrul Comunității Statelor Independente. Și să reiau, toate acordurile denunțate în cadrul CSI sunt examinate minuțios și nu produc beneficii pentru cetățeni, nici pentru instituțiile care le promovează spre denunțare. Vreau să continui cu programul de stagii despre care am vorbit și mai devreme în cadrul briefingurilor săptămânale. Programul de stagii a Guvernului este aproape la etapa finală, în curând îl vom demara. În total avem 32 de persoane care au fost selectate pentru participare în programul de stagii plătite în serviciu public, care a fost lansat în premieră de către Guvernul Republicii Moldova anul acesta și în urma probii de interviu desfășurate în perioada 23 și 24 octombrie, acești tineri au fost selectați ca să realizeze stagiul plătit în cadrul instituțiilor guvernamentale. Evenimentul de lansare va avea loc chiar astăzi la guvern, iar începând cu luna noiembrie, tinerii își vor putea desfășura activitatea în cadrul Secretariatului Parlamentului, la Cancelarea de Stat, în cadrul ministerilor, dar și altor autorități publice centrale de specialitate, iar statul va acorda pentru numărul de ore standard o bursă lunară în valoare de 3.000 de lei, iar după încheierea programului, participanții vor primi un certificat de participare. În total, în program au aplicat 189 de tineri, iar anul viitor, numărul persoanelor acceptate la stagii urmează a fi majorat. Reamintesc că un alt beneficiu al acestui mecanism este persoanele care fac un număr anumit de ore în cadrul programului de stagiere, vor putea în acest context să fie angajate direct de către instituțiile menționate. Încurajăm și pe această cale toți tinerii
copii care sunt din țară sau, de exemplu, învață peste hotare, dar vin în vacanță în țara noastră și au un interval, de exemplu, în perioada estivală și doresc să facă stagiere în instituții publice, să o facă cu maximă încredere. Următorul anunț pe linia Guvernului, un anunț de altfel tradițional. Guvernul anunță că Republica Moldova trece în această duminică la ora de iarnă. În noaptea de 28 spre 29 octombrie, Republica Moldova va trece la ora de iarnă prin transferul acelor de ceasornic cu o oră înapoi. Astfel, în dimineața zilei de 28 spre 29 octombrie, ora 4 a dimineții va deveni ora 3. Repet, în perioada 28-29 octombrie, ora 4 a dimineții va fi și va deveni ora 3. Ora este schimbată în fiecare an, în ultima noapte de sâmbătă spre duminică din luna octombrie. Schimbarea orei se efectuează concomitent cu statele membre ale comunității europene. Informație utilă pentru cetățeni. Ora, întrebarea care cel mai frecvent am discutat-o și care apare de fiecare dată, dacă ora la telefon se schimbă sau nu, dat fiind faptul că toți suntem cu gadgeturi, răspunsul la această întrebare este că cei care nu cunosc, în cazul în care aveți un smartphone, un telefon inteligent, ora este schimbată automat, în cazul în care în setările telefonului este bifată opțiunea care sincronizează ora telefonului cu ora rețelei de telefonie mobilă la care sunteți abonat. Totodată venim cu un mesaj ca toată lumea să-și planifice eficient activitățile din program, în special în deplasările cu transportul. Vorbim aici la cei care vor pleca la aerogară sau la gara feroviară sau gara auto, să ia în considerare schimbările de oră pentru a nu avea neplăceri legate de întârzieri la evenimentele la care aveți angajamente. Următorul anunț ține de situația de securitate în statul Israel, la care s-a referit și șeful diplomației moldovene Nicu Popescu mai devreme. Vreau doar încă o dată, în sinteză, să vă actualizez cu privire la cea de-a 11-a informație actualizată de către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene cu data de astăzi. De la începutul războiului în regiune până în prezent au revenit prin intermediul curselor aeriene Tel Aviv-Chișinău 1855 de cetățeni moldoveni, iar alți 591 au plecat spre statul Israel. În ceea ce privește punctul de trecere Rafa, acesta a fost deschis pentru ajutor umanitar, dar rămâne, din păcate, închis pentru evacuarea civililor. Autoritățile mențin un dialog constant cu partenerii străini, vorbim aici despre Egipt, dar și statul Israel, dar și cu România și Ucraina, pentru a planifica operațiunea de evacuare atunci când va fi posibil a cetățenilor noștri din fâșia Gaza, ca să ne asigurăm că acești oameni să fie în siguranță. În continuare, îndemnăm cetățenii care doresc să părăsească statul Israel să facă uz de cursele disponibile, inclusiv cele care sunt cu escale, care de obicei au tarife mai accesibile decât cele directe, atâta timp cât există opțiuni de călătorie disponibile. În același timp, avem și noutăți bune pentru cetățenii noștri din Israel. Ambasada noastră în statul Israel a anunțat ieri intrarea pe piața aeriană a două noi companii avia-israeliene. Este vorba despre Arkia și Israel, care vor opera zboruri directe începând cu data de 1 noiembrie la prețuri accesibile. Reamintim importanța respectării cu strictețe a recomandărilor de securitate care sunt emise de către autoritățile statului Israel pentru toți conaționalii noștri care se află acolo și în cazul în care aveți rude, apropiați sau membri ai familiei care sunt în statul Israel, nu ezitați să vă asigurați că aceștia sunt în contact cu misiunea noastră diplomatică, dar și voi în calitate de apropiați rude, puteți lua legătura cu Centrul de Apel al Ministerului de Externe. Detalii și informații de contact sunt disponibile pe pagina instituțiilor menționate. Următorul anunț de astăzi ține de Ziua Națională a Radioului. Aceasta va fi marcată pe data de 1 noiembrie. O decizie în acest sens a fost adoptată în cadrul ședinței de astăzi a Guvernului. Vreau să reamintesc că conducerea companiei Teleradio Moldova a propus instituirea Zilei Naționale a Radioului pe data de 1 noiembrie și nu pe data de 30 octombrie, așa cum este în prezent. Un demers în acest sens a venit la Guvern din partea directorului general Teleradio Moldova, Vlad Țurcanu. Iar astăzi
astăzi, Cabinetul de Ministri a susținut propunerea colegilor de la TRM. Astfel, evenimentul va fi marcat anual pe 1 noiembrie în semn de recunoștință pentru oamenii care contribuie la dezvoltarea comunicațiilor radio și la informarea promptă a cetățenilor prin intermediul undelor herțiene. Astăzi, în ședință de guvern, premierul Recean a reamintit că în cazuri de criză, în situații în care celelalte rețele sunt indisponibile, rețeaua radio sau transmisiunile prin radio sunt cele mai accesibile și bune metode de a transmite informația prin dispozitivele care inclusiv le captează. În contextul acestei decizii, la întrebarea de ce se mută ziua radioului de 30 octombrie pe 1 noiembrie, vrem să facem o incursiune istorică. Se bazează pe faptul că prima emisie radio pe teritoriul țării noastre, atunci în regiunea Basarabia, a avut loc pe 1 noiembrie 1928. Prin intermediul acestui briefing inclusiv, transmitem colegilor noștri de la Radiodifuzorul Public, Teleradio Moldova, felicitările noastre cordiale cu prilejul aniversării pe care urmează să o marcheze în timpul apropiat și recunoștința pentru informarea promptă a cetățenilor privind cele mai importante subiecte de actualitate de pe ordinea de zi, dar și transmitem un mesaj de felicitare tuturor colegilor care activează în cadrul posturilor private de radio și care fac posibil transmiterea mesajelor oficiale, dar și programelor de divertisment pe undele herțiene din toată țara. Acestea fiind spuse, vreau să trec pe scurt la hotărârile adoptate în ședința de guvern. Am selectat cele mai importante. Deci, guvernul va acorda ajutor pentru perioada rece a anului sub formă de plată monetară lunară și compensație în factură. În acest an, guvernul va pune în aplicare un mecanism unificat de compensare ca să nu fie forme diferite de alocare a acestui ajutor. Acesta va include compensații aplicate direct în facturi pentru familiile care se încălzesc cu energie termică, cu gaz sau energie electrică, dar și un ajutor financiar sub formă de plată monetară lunară pentru familiile care utilizează combustibil solid, de exemplu lemn sau cărbune. Astfel, una din modificările majore consta în faptul că acest ajutor este integrat în același sistem, într-un sistem de plată de fapt unic al energiei în scopul simplificării procesului de acordare a ajutorului. Compensațiile urmează a fi acordate în baza cererilor depuse de cetățeni pe portalul compensații.gov.md. Spre deosebire de sezonul rece precedent, persoanele care nu se vor înregistra pe acest sistem nu vor beneficia de compensații. Prin urmare, aveți grijă să informați apropiații oamenii din societate atunci când veți discuta în familie despre necesitatea înregistrării pe platforma guvernamentală care va fi disponibilă din data de 1 noiembrie, adică de săptămâna viitoare. Sistemul informațional vulnerabilitate energetică va genera lunar, până la data de 28 a fiecarei luni, lista beneficiarilor eligibili, cărora li se va stabili compensația de energie sub formă de plată monetară, iar compensația la energie sub formă de plată monetară va fi achitată de Casa Națională de Asigurări Sociale pe conturile persoanelor beneficiare prin intermediul sistemului guvernamental MPAY, ca să fie cât mai simplu pentru cetățeni. Modificările aprobate de guvern includ adăugarea a două categorii noi de vulnerabilitate energetică, vulnerabilitatea extremă și vulnerabilitatea primară. În sezonul precedent existau 5 categorii de vulnerabilitate energetică, iar extinderea acestora va permite țintirea mai exactă a celor mai sărace gospodării și oferirea unor compensații mai mari în asemenea circumstanțe. De asemenea, la stabilirea gradului de vulnerabilitate se va ține cont și de gradul de dizabilitate severă a membrilor gospodăriei casnice. Totodată, la calcularea venitului gospodăriei se vor lua în calcul și indemnizațiile acordate pentru copii. Categoria de consumatori fără vulnerabilitate energetică va fi acordată membrilor gospodăriilor casnice care au înregistrat în anul precedent venituri mai mari de 1 milion de lei. Mai multe detalii despre acest lucru vom comunica neapărat pe parcurs. Urmăriți prima sursă, acolo unde vom actualiza de asemenea informații la acest subiect și vreau să vă reamintesc tuturor că de la 1 noiembrie sistemul va fi disponibil pentru înregistrare pe platforma compensații.gov.md.
O altă decizie a Cabinetului de Ministri a vizat salarii majorate pentru personalul din instituțiile medico-sanitare publice, începând cu luna octombrie din această lună. Angajații din instituțiile medico-sanitare vor primi salarii majorate în medie cu 15%. O hotărâre în acest sens a fost aprobată astăzi în ședință de guvern. În Republica Moldova va fi creat primul Institut Național pentru Educație și Leadership. Anunțul cu privire la acest fapt l-a făcut Ministrul Educației Dan Perciun. Detaliile le-a comunicat în briefingul nostru de mai devreme. Totodată, guvernul a aprobat programul de susținere a antreprenoriatului feminin. Femeile care dezvoltă afaceri vor beneficia de un suport financiar din partea statului de până la 600.000 de lei. Prevederile sunt incluse în noul program de susținere a antreprenoriatului feminin aprobat de către Cabinetul de Ministri. Vreau să invit toată lumea care cunoaște doamne care au afaceri, doresc să-și îmbunătățească afacerile, să aplice și să beneficieze de nou program. Reamintesc că conform Biroului Național de Statistică, peste 90% din femeile manager gestionează afaceri de diferit tip la noi în țară și conduc întreprinderi micro, în special în domenii precum comerțul cu amănuntul, servicii Horeca și femeile reușesc să dezvolte afaceri rapide și utile. Independența și abilitarea economică a femeilor este o prioritate a guvernului, iar acest fapt a fost reconfirmat astăzi de vicepremierul Dumitru Alaiba, dar și premierul Dorin Recean, care a punctat importanța participării în mod egal pe piața muncii și în activitățile antreprenoriale atât a femeilor cât și a bărbaților. În cazul, pentru că suntem la final de săptămână, nu am să dau detalii de la agenda publică, o să revenim săptămâna viitoare. Cert este că toate informațiile privind participarea ministrilor la evenimente și acțiuni sunt pe paginile Facebook a instituțiilor relevante, dar și pe paginile web ale ministerelor. Totodată, la rubrica Imun la dezinformare, împreună combatem falsurile și sporim reziliența, vreau să reamintesc încă o dată să fim foarte precauți la informațiile pe care le consultăm din surse oficiale. Nu promovați, nu distribuiți și nu transmiteți mai departe știri care aveți toată certitudinea că sunt false și incorrecte. Raportați-le pe respectiva rețea socială. Dacă vorbim de radio sau TV, sesizați Consiliul Audiovizualului. Acestea fiind spuse, vreau să vă mulțumesc încă o dată că ați urmărit și de această dată conferința de presă săptămânală după ședința de guvern. În spirit de transparență, comunicăm despre cele mai importante decizii luate, cu mulțumirile de rigoare pentru comunicatorii din instituții și echipa de comunicare a guvernului pentru colectarea și diseminarea acestor informații. Vă mulțumesc foarte mult și vă aștept și săptămâna viitoare tot aici, la Casa Guvernului.